Cartea la Epistola către Evrei, capitolul 11, și citim de la versetul 24. După citirea textului, un frate și o soră, îndemnați de Duhul Domnului și de cântările și programul tinerilor, să ne rugăm pentru tineretul din biserica aceasta. Să ne rugăm ca Domnul să-i păzească de ispite, să le dea putere în ispite, ca să învingă ispitele și să rămână curați și devotați Domnului. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Amin. Un frate și o soră. Mulțumesc lui Dumnezeu și pentru harul pe care mi l-a dat ca să fiu în fața bisericii astăzi, seară, și în mod special la ora tineretului. Când am venit în America, George Beverly Shea cânta mereu cântarea "In Times Like These". Așa mi-a rămas în minte cântarea aceea, pentru că aproape că în fiecare zi George Shea era la radio și cânta cântarea. Când am venit în America, cântam și cântarea primă pe care am cântat-o a fost "Ce mare ești". Nu în legătură cu lucrurile vizibile, ci în legătură cu harul și răscumpărarea pe care ne-a adus-o. "Ce mare ești". In times like these, you need a savior. In times like these, you need an encore. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus. Yes, he's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. Stânca noastră, așa cum spunea Moise în vechime, nu e stânca lor, stânca noastră e Hristos. Stânca noastră e Cel care e stânca veacurilor și care ne dă apa vieții. În textul acesta frumos din Epistola către Evrei, aș vrea să iau o singură frază și fraza aceasta să ne obsedeze, într-un fel să ne urmărească, pentru că, deși nu o înțelegem de plin, explică toată viața lui Moise, viața de tânăr a lui Moise, că ni se spune când s-a făcut mare și suntem curioși ce a făcut când a fost mare. Și acum urmează câteva lucruri
Și ca o concluzie la toate, și la faptul că a vrut mai bine să sufere, că mai bine a vrut o cara, care e rușinea lui Hristos, rușinea de a fi batjocorit pentru numele lui Hristos, și prin curajul credinței a părăsit Egiptul, și întrebarea se pune, dar cum a putut să facă toate acestea cu atâta curaj și putere? Și vine și spune, pentru că a rămas neclintit, și e vorba de credința lui, că prin credință le-a făcut pe toate, și a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Și fraza aceasta din urmă, aș vrea să o întipăresc pe mintea, în gândirea tinerilor și a tuturor celor care suntem aici. Seriile de duminică seara, duminică după masă, nu sunt numai pentru tineri, dar ce frumos laudă tinerii pe Domnul. Astăzi dimineață, fratele Haneș m-a certat că n-am mai venit în Florida. Măi, frate, anul ăsta chiar așa, nici nu mi-am luat concediu, dar da minte să vin până la voi acolo jos. Și vorbind așa, îmi spune, frate, mai vino să ne vezi și pe noi. Și mă gândeam în seara aceasta, pentru că e prima după ce fratele Haneș ne-a invitat să fim acolo, aș vrea tinerii să facă un program, așa cum fac programe aici, și să mergem până în Florida, în Hollywood. Acolo sunt mai multe biserici, așa că o să fie de cântat și de lucru în mai multe părți. Îmi aduc aminte când eram ceva mai tânăr și fratele Strizu avea un van și l-am întrebat, frate Strizu, n-ai vrea să ne dai van-ul odată să-l folosim pentru biserică? Acum avem van. Și atunci am rugat părinții să lase copiii pe mâna mea și să pornim în toată America până jos în Florida, și acolo am stat vreo 10 zile împreună. Nu erau cântăreți ca astăzi tinerii noștri. Aș putea să spun, nu erau nici așa frumoși ca tinerii noștri. Uitați-vă la mine cum arăt. Și am plecat spre Florida. Ne-am dus până jos. Eram singur cu ei și în venul fratelui Strizu am cântat până am răgușit, și când am ajuns acolo am făcut ce a făcut ăla care era la un concurs de pâine și a făcut repetiții și a tot mâncat pâine până când a ajuns la concurs și n-a mai putut să mănânce. Și noi acolo am ajuns, dar nu mai puteau să cânte de obosiți. Frații însă ne-au primit ca pe îngeri și a fost așa de bine și frumos, și m-am bucurat că odată, în altă biserică fiind, un frate vine și îmi spune, frate, mulțumim că te-ai gândit la noi să ne duci în Florida și să vedem și noi palmieri și să vedem și curmali și coconați și altele și să ne bucurăm de frumusețile Floridei. Zic, nu, eu m-am bucurat mai mult de voi când am văzut cum deschideți gura când cântați Aliluia, și m-am bucurat de copiii aceia. Și mă gândesc, le spun acum tinerilor, gândiți-vă la o ieșire. Avem un autobuz prin
grația familiei Smahon și autobusul acesta poate fi folosit aici, dar merge și pe interurbanele Americii. Și în Florida, dacă mergeți, s-ar putea să pierdem pe unii care rămân pe acolo, dar mai mult faceți o lucrare frumoasă la cei care sunt acolo și îmbătrânesc în Florida, ca să se vadă și tinerii care laudă pe Domnul. Asta ca o introducere la gândurile pe care le am în legătură cu expresia aceasta frumoasă, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Nu pot să explic prea mult. Exegeza textului e simplă. Asta e ce a făcut Moise și secretul lui Moise. Dar dacă e secret, atunci nu pot să vă spun decât să încercați secretul acesta. Ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Apostolul Pavel e cel care ne spune să ne uităm la lucrurile care nu se văd. Sunt tare curios cum să te uiți la lucrurile care nu se văd altfel decât cu niște ochi lăuntrici, spirituali, pe care îi avem fiecare, și să fie atras de lucrurile acestea care sunt deosebite de lumea pe care o avem. Vitrinele, dacă vă duceți nu departe până la niște prăvălii, veți vedea că suntem atrași de lucrurile care se văd. Suntem atrași de lucrurile care sclipesc, de lucrurile care atrag privirea. E bine, Apostolul Pavel și aici, în mod special, apostolul, scriitorul epistolei către evrei, spune că Moise s-a uitat la lucrurile care nu se văd. A văzut pe cel ce este nevăzut. Secretul vieții lui Moise. Cuvântul ne spune și în câteva texte, Domnul spune, nu-mi puteți vedea fața. E atâta strălucire, e atâta glorie. Te uiți la soare, ziua, când e soarele în plină putere și după o vreme, în loc să vezi alb, lumină, aproape că vezi negru, pentru că cristalinul nostru e copleșit de ceva care e prea multă lumină și parcă nu mai vezi nimic în jur. Și uitându-ne la Domnul Iisus Hristos, suntem avertizați, nu puteți vedea fața. E prea multă strălucire, prea multă glorie, prea mult extaz în bucuria aceasta a feței Domnului Iisus Hristos, dacă ești copil al Domnului. Dacă nu, e atâta mânie și furie și pedeapsă, încât cazi la pământ. Psalmul 27 spune, inima îmi zice din partea ta, ca și cum avem un îndemn pe care îl găsim în noi, o căutare, așa ca și curiozitatea pe care o avem în lucrurile pe care le vedem. Inima mea îmi zice din partea ta, te caut, îți caut fața, fața ta o caut, Doamne, și fața ta, Doamne, vreau să o văd. E căutarea noastră să fim aproape de Domnul și să ne uităm la fața Lui. În Apocalipsa, la capitolul 22, e un alt verset pe care vi-l pun înainte. Ei vor vedea fața Lui și numele Lui va fi pe frunțile lor. A cui sunt, scrie pe frunțile lor.
e faptul că pentru toată veșnicia vom avea pe frunte numele Celui care ne-a mântuit și ne-a salvat. Dar cum trăiești aici când ești al Domnului, când ești văzut de El și ai dorința aceasta care îți mistuie sufletul, că vrei să-L vezi? Și e din partea Domnului gândul acesta, din partea ta inima îmi spune, caut fața ta, Doamne, vreau să te cunosc mai mult, vreau să te văd mai mult. Odată, când aveam studii la tineret, le-am spus, încercați să vorbiți într-alt dialect. Majoritatea au înțeles bine de la început că dialect înseamnă că dacă vorbiți cu fratele din Banat, vorbește ca în Banat. Și dacă vorbești cu un frate din Bucovina, vorbești ca bucovinenii. Dacă vorbești cu un frate din Bihor, vorbești ca bihorenii. Și noi aveam studiul să vorbim în alt dialect. Probabil recunoașteți gândul care îl puneam atunci acolo, că ucenicii vorbeau ca în Galileea. Vorbeau ca în Galileea și majoritatea erau ca galileieni. Dar atunci când vorbeau așa, lumea nu spunea de Galileea, vorbeau ca și Domnul, vorbeau ca și Hristos. Probabil în firea omenească Domnul Iisus vorbea un dialect galilean. Numai oamenii au recunoscut după cum vorbea și ce vorbea, că au umblat cu Hristos. Și e dialectul pe care mă gândesc să-l spun, că e bine să-l învățăm cu toți. E diferit de lume, e diferit de cum vorbește lumea, e un alt dialect. E un dialect al cerului, un dialect al harului lui Dumnezeu. Îi jenează pe unii, da, e adevărat că îi jenează. Cât ne gonesc și cât ne înjură când rostim numele Domnului, dar e dialectul pe care să-l avem. Și cum dialectul la vorbă ne recunosc oamenii, așa trebuie să ne recunoască și după fața pe care o purtăm. Cine umblă cu Domnul are fața Lui. Pe Ștefan, martirul dintâi, pe Ștefan, când aruncau pietre asupra lui, ce a recunoscut și ce a văzut Luca, care nu era acolo, scriitorul Faptelor Apostolilor. Luca ne scrie că în momentele acelea, când îl omorau, când își băteau joc de el, când aruncau pietre asupra lui, până când o piatră să-l fi lovit în cap, probabil, și el să cadă jos și apoi mormanul de pietre să-l acopere, ne spune Luca, fața lui strălucea. Fața Domnului Iisus, luați în faptele, în Apocalipsa, să ne urmărească gândul acesta. Era o față de om, dar avea o strălucire, o strălucire și o glorie care lumina și luminează tot cerul. Și fața lui Ștefan era plină de glorie, îi strălucea ca fața unui înger. Și în momentele acelea ne închipuim că Domnul se apropie de el ca să-l ridice și să-l înalțe până în slava cerească. Fața lui Ștefan strălucea. Dar ne uităm la câteva și va trebui să nu fiu prea lung. Nu-mi place faima asta că întotdeauna trec de timp și nu țin cont. Aceștia care au văzut pe cel care
era nevăzut. Cuvântul ne spune că aceștia au inima și nu o să vă placă ce spun. Au inima zdrobită. În versetul 26, versetul spune, el socotea ocara, batjocura lui Hristos ca o mai mare bogăție decât bogățiile, decât toată trezoreria Egiptului. Era țara cea mai mare, cea mai puternică, cea mai bogată. Și el era prinț moștenitor. Și Moise ni se spune că vrea să fie uimit de strălucirea Egiptului și gloria vitrinelor din Egipt, socotea ocara lui Hristos. E aici un verset care îl amintește pe Domnul înainte ca să fie umblat pe pământ. Unde trăiește și când trăiește Moise și totuși el recunoaște că va fi un mântuitor, va veni aici pe pământ, așa cum Iov prorocea, va fi răscumpărătorul neamului său și a celor care cred în el. Prin credință el socotea, când s-a făcut mare, că bogăția pe care o vrea e ocara lui Hristos. Nu pot să spun decât că aici limbajul e un limbaj greu de înțeles și greu de trăit. Pentru că scopul cuvintelor mele e nu să vă spun că știu mai multe decât voi fiecare, ci să vă spun să fim și noi ca cei despre care vorbim. Ocara lui Hristos înseamnă să te faci de râs în mijlocul celor din jurul tău. Ocara lui Hristos înseamnă să fii batjocorit și lucrul acesta se întâmple când mărturisești pe Domnul Iisus Hristos. Felicit pe tinerii care ați luat astăzi undeva la o casă de bătrâni, ocara lui Hristos. Nu e o cinste mai mare. Pentru că trăiesc aici și acum o vârstă la pe care nu credeam că o să o ajung. În vârsta mea de acum, fratele Alexa Popovici a închis ochii pentru pământ și i-a deschis pentru carul lui Dumnezeu care l-a dus în slavă. Dimineața, doi dintre nepoți au venit și s-au prezentat înaintea lui ca să-i spună psalmul 23. Era lucid, știa ce psalm citesc, și așa cum se întâmplă la copii de câteva ori, că și astăzi am văzut, începe versetul, dar nu se termină prea bine și atunci șoptește cineva și se uită. Mă uit că întotdeauna se uită la mama. Spune-mi ceva că nu mai știu ce să spun. Și așa erau și cei trei nepoței care au venit și în pat era Alexa Popovici. Și-au spus psalmul 23. Și când n-au mai putut, fratele Alexa din pat le șoptea versetul. Asta a fost dimineața. Jos erau ceilalți, au mai cântat câteva cântări, s-auzeau sus unde era patul în care era fratele Alexa. Și apoi s-a făcut liniște. Parcă niciodată n-am stat așa într-o liniște care parcă mă durea să mai cânte ceva. Și apoi, uitându-mă, am văzut că a închis ochii și m-am dus jos și le-am spus,
tati a plecat la slavă. Și n-au mai cântat. Am stat și ne-am rugat și am plâns. Plecase dintre noi un erou al credinței, cel care ne-a tăiat calea credinței să mergem pe ea. Și atunci când îmi amintesc de obicei noaptea lucrurile acestea, eram convins că nu voi trece de vârsta aceasta și voi fi și eu mutat. Am găduit Domnul să mai trăiesc și după masa aceasta și să dau slavă Domnului, pentru că și noi trebuie să avem curajul lui Moise, ca și cum am fi văzut pe cel ce este nevăzut. Și să preferăm, în chiar ciuda pornirilor firii noastre și chiar în ciuda dorințelor minții noastre, care adeseori rătăcește, să nu fim atrași de lucrurile din lume. Și să spunem un nu ispitelor, să avem și să avem și să avem, până nu mai avem unde să ne punem toate gunoaiele. Și secretul e ca privirea noastră să fie captată, cumva prinsă într-o energie a Duhului lui Dumnezeu și a cerului de slavă, ca și cum l-am fi văzut pe cel care e nevăzut. Ocarea lui Hristos, uitați-vă la Isaia, versetele lui, după sute de ani sau mii de ani, sunt rostite de oamenii lui Dumnezeu. Așa mă bucur întotdeauna când dau telefon fratelui păstor de la Betania și dânsul începe întotdeauna convorbirea: fi binecuvântat omul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu. Așa mă bucur când îmi spune omul lui Dumnezeu. Și e adevărat, harul lui Dumnezeu ni s-a arătat ca să ne schimbe din oameni ai lumii, din oameni ai plăcerilor firii, în oameni ai lui Dumnezeu. Nu numai că aceștia preferă ocara, au duhul zdrobit. Ați fost luați în râs pentru numele lui Hristos? Ați stat vreodată în aula universitară, unde sunt vreo 600 de studenți, colegi ai tăi, și să fii chemat sus acolo ca să fii bajocorit: acesta crede în Hristos, acesta crede în Domnul, și să porți ocara lui Hristos și să te bucuri de asta? Într-un fel, invidiez pe tinerii de azi. Vremuri ca acestea nu le-am pomenit să fie. Și pe de altă parte, nu invidiez, pentru că nu primiți nicio palmă pentru că spuneți numele Hristos. Nimeni nu vă scuipă că spuneți: Hristos e regele vieții mele. Pentru că nimeni nu vă dă și nu vă ghiontește: săracul de el, nebunul, crede în Iisus Hristos. Purtați cu bucurie ocara și nu le vă lăsați atrași de comorile Egiptului. Încă un lucru, aceștia poartă ocara lui Hristos, aceștia au inima zdrobită, aceștia poartă ocara lui Hristos. Nu numai că
inima le este zdrobită ca și inima Domnului, dar poartă o cară lui Hristos. Timpul s-a dus și încheie aici, dar luați versetele acestea. Poartă o cară lui Hristos, poartă inima zdrobită în numele Domnului și uitați-vă că se termină aici cu prin credință a părăsit el Egiptul. Aceștia pornesc pe un alt drum. Nu numai că nu sunt atrași de Egipt, nu numai că poartă numele Domnului pe inima lor și pe fruntea lor, dar pornesc la drum spre o altă țară. E în canonul ortodox, dar mi se pare că e în mai, sărbătoarea celor 40 de mucenici. E fascinant să citești ce spun cronicarii despre istoria aceasta. Undeva în Sebaste, în locul în care azi e Turcia, fusese Armenia înainte, în locul acela era o garnizoană militară romană și în garnizoana aceasta cuvântul Domnului a ajuns să miște inima oamenilor. Și întreaga garnizoană de 40 de oameni a ajuns să se considere și să fie creștini. Proconsulul care conducea provincia a spus, asta e o rușine, o rușine pentru istorie, pentru Roma, pentru Cezar, pentru legiunile romane. Și i-a condamnat la moarte, dar nu o moarte simplă, pentru că toți erau vânjoși, toți erau soldați, purtau pajura romană pe steagurile lor și proconsulul hotărăște ca să fie duși pe un lac lângă Sebaste și acolo, în mijlocul lacului, să fie lăsați și să moară de frig, înghețați în frigul cel mai cumplit pe care îl avea Armenia. Și cuvântul Domnului spune că au rămas statornici. Cântau o cântare pe care nu o avem noi. Deci nu era cântare de jale, nu era o cântare de vaiet că murim aici. Era o cântare de glorie, de biruință. Era o cântare în numele Domnului care i-a răscumpărat. Aceștia toți erau soldați în solda Romei. Păgână, e pe la anul 320 și aceștia pe lac, dezbrăcați de haine, cântă și cântă până când cântecul a slăbit. Și întâmplarea spune că unul din ei renunță, se duce și pleacă pe mal, pentru că cei care vroiau să-i tortureze cu frigul, vroiau să-i tortureze și cu psihic. Pe mal erau cazane cu abur care așteptau să ei să vină și să se spele și să se încălzească. Erau mese cu mâncare și soldații stau și nu le pasă. Afară de unul care vine și spune, renunț la Hristos. Renunț la toate, lăsați-mă să mă încălzesc și să, că toate mă dor și mi-e și foame și sete. Și ceilalți n-au mai cântat. Au început să plângă că unul din ei pleacă și îi trădează. Și îl trădează pe Hristos. Și cuvântul de cronică sfântă în toate cărțile ortodoxiei îi vedeți cu povestea celor 40 de mucenici. Mucenic e cuvântul arhaic pentru martiri. Și cuvântul spune că unul din soldați care avea sulița romană și păzea ca nimeni să nu fugă și să stea acolo și să moară pe gheață,
unul dintre ei scoate, se dezbracă singur și pășește printre cei 40. Și după îmbrățișare, urmează să stea și să cânte și el cu ei, așteptând și el să moară. Până dimineața, toți 40 au murit. Dar cuvântul rămâne și istoria e martoră, că în curajul lor toți și-au găsit, într-adevăr, energie. Au văzut, parcă, nu pot să spun cum, pe cel care e nevăzut, au văzut slava Domnului și s-au bucurat de ea în cel mai groaznic frig, în durerile cele mai cumplite, și-au făcut nu slavă și cinste Romei, ci celui care este împăratul împăraților. Tineri, țineți flamura Evangheliei sus, păstrați numele și credința Domnului în vremurile acestea de lepădare, în vremurile acestea periculoase în care atâția renunță, păstrați credința, fiți eroi pentru cel care e gata cu coroana să vă dea. Numele Lui, mă rog, să fie cu putere, nu cuvintele mele, cu putere pentru fiecare din noi, să rămânem credincioși, fideli în harul Lui Dumnezeu și să dăm cinste Domnului și Mântuitorului nostru. Când trâmbița Domnului va anunța judecata,